Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ora expertizei. Situația în care se află presa din Republica Moldova nu poate fi privită în roz. Consiliul Coordonator al Audiovizualului trebuie să ofere condiții egale pentru toți radiodifuzorii, dar nu să servească interesele unor partide politice, așa cum se întâmplă în prezent. Declarațiile au fost făcute de către reprezentantul OSCE pentru Libertatea Presei, Dunia Mijatović, aflată într-o vizită la Chișinău. Discutăm subiectul cu invitații noștri de astăzi, Vasile Năstase, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecția Drepturilor de Autor și Conexe Apollo și Valeriu Saharneanu, deputat, fost președinte al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Bună ziua și bine v-am găsit! Pe lângă toate acestea, astăzi Consiliul Coordonator al Audiovizualului a emis sau a făcut o avertizare publică la adresa Jurnal TV, pentru că în perioada protestelor, atunci când mai mulți radiodifuzori au scos din oferta de cablu Jurnal TV, dar și alte posturi de televiziune, ar fi criticat, zicem, sau nu, excesiv sau nu, CCA-ul, dar și IPDM pentru instrumentarea acelui lucru, adică scoaterea din oferta cabliștilor a acestor posturi. Cum putem să comentăm sau să analizăm această poziție a CCA-ului, paralelă fiind și declarația pe care a făcut-o Dunia Mijatović aseară la OSCE. Dar înainte de toate, haideți să urmărim declarațiile făcute de reprezentanta OSCE, după care revenim în platoul la discuție. Any broadcast regulator should function as a fair broker, not as a defender of the ruling parties or dominating business interests. The broadcast regulator should not be serving political parties or the industry, should not engage in censorship activities. It's the monitoring of opposition cable channels that is happening at the moment. Broadcast regulators should also not play a role of the editors, and they should offer a level playing field for all engaged. În acest context, reprezentantul OSCE pentru Libertatea Presei a cerut autorităților Republicii Moldova să asigure independența Consiliului Coordonator al Audiovizualului. There are never favorite medias for an independent, operational and professional regulator. Unfortunately, this is not the case now. I would urge a broadcast regulator to go back to the core of their profession and authorities to safeguard independence of the institutions dealing with media. La polul opus, președintele CCA, Marian Pocaznoi, susține că instituția pe care o conduce nu favorizează niciun radiodifuzor. CCA nu are atitudini preferențiale nici față de un radiodifuzor și CCA are atitudini preferențiale doar față de radiodifuzori care promovează produsul autohton. În cadrul conferinței de presă, reprezentantul OSCE pentru Libertatea Presei a mai spus că cetățenii Republicii Moldova trebuie să cunoască cine se află în spatele instituțiilor mass media. În acest context, oficialul a declarat că autoritățile trebuie să adopte o lege privind transparența proprietății în presă. Vedem că există diferențe mari între ceea ce vorbește reprezentantul OSCE despre libertatea presei din Republica Moldova și decizia pe care a emis-o CCA cu referire la jurnal, dar și la Accent TV. Cum putem înțelege această mare discrepanță între atitudini? Domnule Năstase. Păi, ceea ce a vorbit reprezentantul OSCE-ului este o putem califica ca și ceea ce spun reprezentanții Uniunii Europene, ambasadelor Statelor Unite, Germaniei, Marii Britanii și așa mai departe. Deci, Occidentul, partenerii noștri de dezvoltare spun una, deci demonstrează că în Republica Moldova există corupție, că în Republica Moldova instituțiile statului sunt captive, nu funcționează. Deci, sau acționează la comandă politică, în marea lor majoritate, inclusiv acest CCA, iar instituțiile statului, cum ar fi CCA sau cum ar fi, de exemplu, Consiliul Superior al Magistraturii, spun că, domnule, la noi totul este bine. Noi nu avem niciun fel de probleme. Deci CCA funcționează ca cel elvețian. Ați văzut ce a spus președintele CSM-ului sau unii membri a CSM-ului, că în justiția din Republica Moldova nu există corupție. Păi, sigur că aceste instituții captive, aceste instituții care sunt la cheremul oligarhilor, nu pot spune altceva decât ceea ce spun. Ele sunt captive. Ce să vrem de la acest CCA? Ce dorim mai mult de la el? Dacă el este instrumentul de buzunar al Partidului Democrat. Deci ăștia au făcut o grupare la CCA și activează implicit în favoarea oligarhului Plahotniuc. Ei nu fac nimic altceva decât să-i protejeze afacerile. Deci,
să-i ofere frecvențe terestre și cele din patrimoniul național, să aibă grijă să nu-i pedepsească, să nu-i sancționeze în niciun fel. Eu vreau să vă spun că așa cum este această justiție, cât este ea de coruptă și de lașă și de aservită și nu știu ce, dar oricum asociația noastră a obținut niște hotărâri irevocabile la Curtea Supremă pe care acest CCA nu vrea să le implementeze, nu vrea să le execute, prin care demonstrează cât sunt de aserviți, care demonstrează că ei de fapt protejează, sunt umbrela acestor radiodifuzori care nici nu au produs autohton măcar, care nu fac nimic altceva decât să polueze informațional, ideologic, Republica Moldova. Și încă un aspect foarte important ca să înțelegem ce înseamnă la ora actuală CCA-ul. Presa din Republica Moldova a fost gonită de la guvern și a fost gonită din Parlament. În Parlament i s-a instituit un țarc. Ea a fost îngrădită acolo. Au vorbit parlamentarii, practic, probabil că la toate fracțiunile, au vorbit și au spus, domnule, nu se poate așa. Mai mult decât atât, unii parlamentari au atras atenția că este vorba de 35 de camere de luat vederi. Or, aceste camere de luat vederi reprezintă radiodifuzorii. Radiodifuzorii sunt reglementați de către autoritatea respectivă, de către CCA. Primii care trebuiau să facă grevă în fața Parlamentului și să aibă grijă ca radiodifuzorii să aibă acces în prima instituție a acestui stat, care înseamnă Parlamentul, trebuia să fie CCA-ul. Deci faptul că ei n-au scos un cuvânt, n-au discutat măcar o dată despre situația radiodifuzorilor, pentru că ei înțeleg foarte bine că această îngrădire s-a făcut pentru câteva posturi de televiziune independente, iar celelalte ale oligarhilor, ei nici nu au nevoie de așa ceva. Și încheie aici, pentru a exemplifica că ieri, la această conferință care a fost ținută de către înaltul reprezentant al OSCE-ului pentru libertatea de exprimare, au fost 4 televiziuni. Deci, instituțiile internaționale, și aici vreau să atrag un mare semnal de alarmă, instituțiile internaționale sunt boicotate de către televiziunile oligarhice din Republica Moldova, care nu vor să promoveze punctul de vedere al OSCE-ului. Ori, în cazul ăsta, dacă spuneți că jurnalul a fost sancționat cu avertizare publică pentru libertatea de exprimare, în cazul ăsta, CCA-ul trebuie să dea avertizare publică OSCE-ului, delegației Uniunii Europene, ambasadei Statelor Unite, ambasadei Germaniei și așa mai departe. De ce trebuie să sancționeze pe străini pentru faptul că ei ne atrag atenția asupra unor chestiuni ultra-elementare. Acest CCA este aservit, că el servește intereselor politice. Asta nu spun eu, asta spune OSCE-ul. Asta spune toată lumea care vede lucrurile nu cu ochelari de cai pe care au acești băieți și fete de la CCA, care după alegeri vor sta la pușcărie pentru aceste ilegalități, pentru aceste crime pe care le comit împotriva libertății de exprimare, împotriva pluralismului de opinie și care au instituit în Republica Moldova cenzură. Domnule Saharananu, aș vrea să vă întreb atât în calitatea dumneavoastră de fost președinte al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, dar și în calitate de consumator de informații. Ceea ce s-a întâmplat la începutul acestui an, atunci când Jurnal TV, de rând cu alte posturi, au fost scoase din grilele mai multor radiodifuzori. Și ceea ce a urmat, exact. Și ceea ce a urmat după, inclusiv criticile, analizele și intențiile mai multor factori de decizie, chiar dacă au fost pe alocuri anemice de a face lumină, mai bine zis, de a reglementa aceste relații dintre radiodifuzori și, și CCA, dacă nu greșesc. Până la urmă, astăzi vedem că CCA-ul a întors-o, sau cel puțin încearcă să penalizeze pe cei care au avut de suferit. Dumneavoastră, cum comentați, cum calificați aceste acțiuni? Eu nu știu dacă aveți vreo decizie despre, vreo informație despre decizia de astăzi, că am înțeles că aveți ceva despre decizia. Este o decizie proaspătă, o să vrea încercăm să o formularea. Să vedem formularea un pic mai târziu, dar este o avertizare publică. Dacă este sancționată pentru critică sau pentru o poziție care a promovat-o, a manifestat-o la început de an, este o decizie neavenită și orice sancționare sau pedeapsă pentru critică este neavenită și este contraproductivă și contra principiilor democratice pe care noi vrem să le promovăm. Referitor la acțiunile din iarnă, mi-am
exprimat atitudinea chiar aici în studio și sigur că am criticat acea tentativă de îngrădire a unor televiziuni în ceea ce fac ele și am criticat dur. A fost o decizie foarte și foarte urâtă pe care a condamnat-o întreaga comunitate jurnalistică și nu numai. Dar vreau să fac și o paranteză aici, fiindcă am văzut mai departe manifestările și a televiziunii dumneavoastră și acolo am văzut exclusă, de fapt, efortul nostru și al deputaților. Eu, ca jurnalist, dar și ca deputat, vreau să exprim nedumerirea chiar. De ce? De exemplu, atitudinea și presiunea care am făcut-o noi pentru a reveni la normalitate este exclusă. Aș vrea ca o televiziune să fie foarte și foarte obiectivă și corectă în acest aspect. Domnule Zăhăreanu, de fapt, aportul dumneavoastră ați mai pus și în acest studio și s-a vorbit chiar în cadrul acestei emisiuni despre aportul deputaților, despre mai multe proiecte privind amendarea codului audiovizualului, despre mai multe modificări care vin să reglementeze relațiile dintre radiodifuzori și CCA, chiar și la capitolul problemei de la începutul acestui an, când se motiva cu alte aspecte ce țin de lipsa unei prevederi foarte clare între felul în care trebuie să se comporte radiodifuzorii sau, mai bine zis, cum ar trebui să se reflecte în grilă. Poate că da. Poate că da, fiindcă așa este codul audiovizualului, a fost promovat la anumită etapă, lumea se mai schimbă, eu cred că trebuie promovat alt cod care să fie conform realităților noastre de astăzi și noi suntem pentru îmbunătățirea acestei legislații, pentru un alt cod al audiovizualului, pentru că atunci cunoaștem foarte bine că a fost elaborat și promovat și adoptat în 2006. În perioada guvernării comuniste și am văzut care au fost și efectele. Că efectele atunci au fost, de fapt, furtul mediilor publice ale municipiului Chișinău. Și așa s-a întâmplat. Două partide au partajat și au furat, de fapt, acele două medii. EOTV și Antena C. Și sigur că restul codului audiovizual l-au fabricat așa cum le-a fost mai la îndemână. Acum să vedem care sunt procesele care au loc în mass media, dar au loc procese foarte și foarte grave și importante, mai mult grave decât importante, pentru că are loc, de fapt, capturarea mass media, concentrarea ei pe anumite teme false pe care le-ar trebui să le urmărească societatea. Un fel de război care se fac între diferite trusturi de media și, de fapt, se uită mesajul public care ar trebui să fie unul. Un fel de promovare a anarhiei, fiindcă guvernarea este luată la un loc și este bătută cu picioarele și discreditată, de fapt, în fața cetățeanului. Și atunci este, de fapt, dezbătută pofta lui de a participa la procesul democratic de îmbunătățire a societății noastre. Noi vrem, sigur, că luptă cu corupția. Vrem ca mediile să fie independente, să nu aparține mogulilor, oligarhilor și așa mai departe, dar nu trebuie tot la un loc să aruncăm cu apa murdară, să aruncăm și copilul din covat. În aceste condiții, asta vrem noi. Obiectivitate în toate fraților. Asta trebuie să fie. În aceste condiții, un jurnalist ar trebui să fie sancționat pentru critica adusă unui sistem, că dacă are hâbea, dacă are mai multe puncte negre, să nu le scoată în evidență sau un jurnalist să le scoată în evidență. Eu am spus altceva. Obiectivitate în toată asta și trebuie să vedem care este sarcina mass media. Pentru că fiecare instituție, eu înțeleg că în spatele ei stă un proprietar. Și proprietarul are niște interese. Și atunci când intră proprietarii ăștia, intră în război unul cu altul, se uită de fapt de interesul public. Oricum, media respectivă este proprietate privată, dar ea lucrează pe arena publică. Și atunci nu trebuie uitat lucrul ăsta. De apărat interesele, nu știu dacă iarăși intrăm. Vedeți cum avem parcă CCA, da, care este de interes public. Trebuie să apere interesul public. Avem lege care stipulează lucrul ăsta. Dar avem oameni care execută. Așa și aici.
Eu cred că breasla jurnalistică sau jurnaliștii care sunt în instituțiile astea de presă trebuie să ieși să manifeste o poziție. Și funcționarul din CCA, care toți sunt oameni aleși pe sprinceană, cum au zis partidele fiecare atunci când și-au delegat acolo reprezentanții, să aibă grijă că există lege. Eu și când eram președintele Uniunii Jurnaliștilor, așa am făcut și codul deontologic, fiindcă responsabilizând breasla, în primul rând. Iar jurnaliștii care lucrează pe la diferite trusuri, și atunci era NITU, de exemplu, care era o mare instituție de propagandă și care apăra doar interesele unui partid, și Radio Televiziune Națională, care era o companie mare, servea un singur partid, iarăși noi responsabilizam breasla. Iar în 2004, când s-a întâmplat criza, marea criză din Republica Moldova, a pornit de la revolta jurnaliștilor, că ei n-au vrut să mai spună minciuni. Și atunci guvernarea a fost nevoită să lichideze instituția, să filtreze jurnaliștii, profesioniștii, să-i alunge și mai departe. Dar a pornit de la poziția jurnaliștilor, de a fi obiectiv, fiindcă ei aveau sentimentul că breasla este unită, consolidată și își apere, de fapt, substanța ei, ca să informeze publicul corect, obiectiv și echidistant. Domnule Năstase, cu siguranță cunoașteți că CCA a examinat, a făcut un raport de monitorizare a mai multor posturi de televiziune, printre care și jurnal, în perioada 10-20 ianuarie, dacă nu greșesc exact perioada, în care a menționat sau a arătat că Jurnal TV, dacă e să vorbim despre postul nostru de televiziune, a adus mai multe critici, a făcut și multe alte grafice în care arată felul în care a fost reflectat inclusiv protestul la începutul acestui an, situația Jurnal TV și a altor posturi de televiziune în raport cu cabliștii, și a concluzionat că a adus prea multe critici. Dumneavoastră, cum vedeți acest raport și ați văzut, care știți, cunoașteți situația de la începutul acestui an și dacă e să le punem pe cântar, cum le vedeți? Păi, ei fac referință la faptul că invitat, de exemplu, la știri, cu 3 zile înainte de a fi blocate aceste televiziuni, chipurile nu li s-a dat dreptul la replică. Cum poți să dai dreptul la replică în timpul unui buletin de știri? Deci nu poți să faci. Tehnic este imposibil așa ceva. Asta e una la mână. Doi, de ce nu s-a ținut cont de faptul că atunci, în acea intervenție, cu 3 zile înainte de decizia acestor distribuitori de servicii de a scoate din grile Jurnal TV și celelalte două posturi de televiziune, eu am preîntâmpinat acest lucru. Deci eu am venit și am atenționat opinia publică. Deci ei acum nu trebuia să vorbească de critică, trebuia să vorbească, domnule, că într-adevăr acest lucru s-a adeverit. Dacă nu se adeverea, era altceva. Spun, domnule, ăsta a venit aici, a criticat CCA-ul aiurea, a criticat distribuitorii de servicii aiurea, nu s-a adeverit nimic. Dar peste 3 zile aceste posturi chiar au fost blocate. Și am spus atunci că ținta nu este nici... Acest aspect a fost reflectat în raport. Nu este nimic. Da, s-a vorbit parțial și despre asta. Ci ținta este Jurnal TV. De ce Jurnal TV? Haideți să înțelegem niște chestii. De atâta că Jurnal TV a fost unicul microfon care a stat în fața lui Sergiu Mocan atunci când a vorbit despre pădurea domnească. Nu a venit nimeni acolo. De atâta pentru că Jurnal TV este unul din cele 4 microfoane care au fost ieri la întâlnirea cu Niatovici. Nu a venit televiziunile Mogulu. De ce, domnule, pe Prime, pe 2+, pe Canal 3, de ce aceste posturi cu acoperire națională care dețin frecvențe din patrimoniul național al Republicii Moldova nu interesează problema libertății presei în Republica Moldova atunci când ea este vorbită, declarată de către înaltul reprezentant al OSCE-ului? Este inadmisibil ce se întâmplă. Deci ei acum se ocupă, aceste televiziuni vorbesc despre fel de show-uri cu Eurovision. Poate și asta o fi interesant. Dar pe lângă Eurovision, probabil că este interesant sau ce a zis un oricare Covaț sau cum îl cheamă pe ăla după asta. Deci sunt niște lucruri minore. Astea sunt făcute poate niște show-uri televizate sau nu știu ce acolo. Dar nu poți să umpli știrile cu așa ceva. Și să nu dai un semnal de alarmă extraordinar de serios tras de către OSCE în Republica Moldova. Deci despre asta vorbim. Doi,
Care altă televiziune arată matrapazlăcurile, hoțiile, lual de Elena Neagu, lual de Gerasimenko, lual de Lupu, Lupu de la Procuratura Municipală, lual de Harunjen, Mora și toți ăștia care au castele peste castele și nu le pot demonstra, care și-au înscris averile după soacră, după cutare. Cine mai arată despre fără de legile din procuratură, din justiție, din acești judecători? Cine a vorbit despre faptul că a fost eliberat baronul la roșu de la Anenii Noi și se vehiculează cifra de 1 milion pe care trebuia să o ia completul lui Pleșca? Dar 20.000 de euro despre care vorbesc în cazul heroinei, despre care vorbesc înșiși procurorii. Deci procurorii deja vorbesc cu spatele la cameră că nu mai pot. Deci reprezentanții Ministerului de Interne. Și acolo sunt oameni curați, oameni care vor să facă ceva în Republica asta, și la Procuratură, și la Ministerul de Interne, și în alte servicii. Dar ei nu au tribună. Unica tribună care este la ora actuală este Jurnal TV. Și pe asta ei vor să o închidă. Noi acum vorbim de, spunea domnul Sărbăr, că în spatele fiecărui instituții se află cineva. Apoi, în cazul dat, în spatele CCA-ului, se află oligarhul Plahotniuc, care îi dirigează. Chiar azi am văzut un apel al unui blogger tot din zona lor, care zice, domnul Plahotniuc, deja și noi, ăștia care suntem mai dumneavoastră, deja ne-am săturat de chestia asta. Dați indicații la CCA să mai oprească propaganda guardele astea rusești, că ne intoxică cu ce s-a întâmplat în Crimea și mai departe. Și este adevărat. Păi uitați, noi avem acum în Republica Moldova 90% avem televiziuni care sunt retransmise din Federația Rusă. Și eu chiar ieri m-am întâlnit cu un coleg al domnului Sacarneanu din Parlament și am spus, domnule, dar de ce nu faceți nimic acolo? De ce nu obligați acest CCA să facă să oblige distribuitorii de servicii, ca bliștii ăștia, să includă în pachetul, în portofoliul respectiv, de exemplu, 5 sau 3 posturi din 5 posturi din Federația Rusă, 5 din Ucraina, 15 din România, 30 din Republica Moldova. Dar care sunt posturile alea? Fiecare să le aleagă și atunci o să fie și o concurență. Nu, este posibil așa, domnul parlamentar? Da, este posibil. Dar de ce nu faceți timp de 5 ani? Vorbea domnul Sacarian, da, în 2006 s-a făcut un cod al audiozal. Da, eu l-am criticat că nu este acolo. Nu putem să știm cine stă în spatele televiziunilor, cine ne minte cu televizorul, da? Sau cine ne spune adevărul. Că și asta este. Nu cunoaștem chestia asta. A trebuit să obțin în 2 ani de zile o hotărâre irevocabilă, am mai vorbit despre aceasta la Curtea Supremă, privind obligarea CCA-ului de a se preocupa de problema drepturilor de autor și conexie în audiovizual. Că chipurile acest cod nu vorbește expres. Păi dar nu vorbește, dar tu ești autoritate, tu trebuie să faci ceva. Păi dacă nu se vorbește, da? Deci nu, legea nu spune nici așa, nici așa. Ce trebuie să facă o instituție care reglementează audiovizualul Republica Moldova? Să permită să se încalce drepturile de autor sau să nu permită? Normal că trebuie să nu permită. Asta este o chestie, cum să zic eu, general acceptată de toată lumea. Dacă n-ar fi scris în codul audiovizualului, în codul penal, că pentru, nu știu, pentru crimă, pentru omor, se pedepsește. N-ar fi scris. Înseamnă că procuratura zice, domnule, dar noi nu-i pedepsim pe ăștia pentru că nu prevede legea. Nu este așa. Deci sunt lucruri general uman acceptate. Și cei ce face ceva nu face nimic altceva, încă o dată. Deservește punctul de vedere și interesele acestui oligarh, care acum ne organizează fel de fel de spectacole, inclusiv cu deputații, care chipurile vor să fie cumpărați, așa, dau drumul la fel de fel de înregistrări pe care tot ei le-au montat, le dau drumul pe piață, așa cum au făcut și în cazul cu Filat și cu chestiile alea. Dom'le, l-ai prins, s-a instrumentat cauza penală în judecată și la pușcărie. Noi nu vedem acum să fie instrumentate cazurile cele serioase. În acest raport de monitorizare am observat în perioada 10-20 ianuarie că se aduc argumente în opinia, în viziunea CCA și se arată grafic care este ponderea politicienilor sau felul în care au fost reflectați în buletinele de știri, de exemplu. Au constatat că foarte multe critici au fost aduse PDM-ului. Acum, întrebarea mea este dacă un jurnalist poate fi pedepsit pentru viziuni critice, atât timp cât acestea sunt
din mai multe surse se aduc dovezi sau există foarte multe, sau se aduc evident probe, așa cum se face un material jurnalistic adevărat. Există undeva stipulat ce înseamnă critică, critică moderată, eu critică excesivă? Nu există așa ceva. Nu. Există norme pe care le stabilește breasla în domeniul ăsta, există legislația care o stabilește statul și lucrurile astea trebuie combinate. Nu poate fi un jurnalist îmbinuit pentru că a criticat. Chiar legislația internațională permite și un pic de abuz, dar sigur că în ceea ce privește critica demnitarilor, acolo se permite abuzul, în restul nu se permite, având în vedere că demnitarul trebuie să-și asume anumite responsabilitate și critica față de dânsul trebuie să fie mai aspră și în condițiile în care Republica Moldova este o țară recunoscută, că este o coruptă și corupția ține de ani de zile, sigur că este această permisivitate în ceea ce privește critica demnitarilor și a funcționarilor publici. Dar nu trebuie jurnalistul ca atare, trebuie să cunoască măsura. Ca și un șofer, dați se permite să dezvolți o viteză, dar vezi dacă acolo merg niște rățuști sau copii se joacă pe marginea drumului, fii atent, nu depăși sau nu merge. Așa și în jurnalism, la fel. Chestia asta vorbește despre necesitatea dezvoltării unui profesionalism în interiorul instituțiilor și în breaslă, pe domeniul breslei în întregime. Ceea ce a spus domnul Năsta, sunt de acord cu multe din ceea ce dânsul a afirmat. Eu chiar am ieșit în Parlament în timpul crizei ucrainene ca să sistăm chiar transmisiunea canalelor rusești care promovează ura interetnică, ura față de poporul ucrainean. Cât eram noi de departe, voi nu știu, sunteți tineri, dar în 92 noi am trecut prin această mașină de propagandă și atunci nu era atât de mult. Era o dominație a presiei rusești, moscovite, și un canal de televiziune pe care îl poseda Republica Moldova și care nu avea extensiuni internaționale. Dar acum avem și CCA, avem și legislații și avem și articolul respectiv din codul audiovizualului care interzice asemenea soi de lucruri, de agresiuni. De fapt, este o agresiune asupra noastră, indirect, dar este o agresiune, fiindcă lumea noastră acum se află într-un soi de groază, o așteptare de nu știu ce se întâmple, datorită acelei propagande. Pentru că am văzut ilegalități, de fapt, care s-au săvârșit și care au dus la anumit rezultat. Ori, iată, cine Monica Macovei, i-am citit interviul din Jurnal TV, că a adus un exemplu, o decizie a Curții Supreme Americane, că cel mai, chiar o să citesc dacă îmi permiteți. Monica, da. Macovei, de altfel. Cel mai mare dușman al democrației este un popor inert. Sunt de plin de acord. În Parlament noi am face multe lucruri. Dacă nu ar exista grupări care au alte interese decât interesul poporului, interesul public și interesul național, așa mai departe. Eu nu vreau să ne oprim să discutăm chestia asta, dar am văzut că propunerea mea și invitația de a lua o decizie pe acest domeniu al propagandei a fost pur și simplu risipită. Faptul că noi suntem 7 deputați și ceilalți sunt atât de mulți. Iar o propunere pertinentă, foarte necesară la moment, nu are loc. Noi venim în Parlament, chiar acum vin de la comisie și am discutat cu asemenea cel puțin echilibrarea canalelor de televiziune care produc produse mass media către populație. Ca să avem măcar jumate la jumate din canale care difuzează în limba română. Dar 90% în altă limbă, alte interese, de fapt. Discutăm imediat și despre acest aspect. Acum, în legătură telefonică directă cu noi, este Svetlana Chesar, expert media. Bună ziua, doamna Chesar. Bună ziua.
Ieri, înaltul oficial al OSCE, un reprezentant al OSCE, Dunia Mijatovici, a vorbit despre situația presii din Republica Moldova, pe care am să încerc să o citez. Nu este roză deloc. Iar, paralel, astăzi CCA-ul a emis o decizie prin care a avertizat public Jurnal TV, pentru că în perioada 10-20 ianuarie ar fi criticat CCA-ul și PDM pentru situația în care s-a aflat Jurnal TV și alte posturi de televiziune la începutul acestui an, atunci când au fost scoase din grilele mai multor distribuitori de servicii. Care este părerea dumneavoastră dacă e să punem aceste două declarații sau două lucruri pe cântar? Da. Deci am urmărit și eu ieri subiectul vis-a-vis de expunerea reprezentanților OSCE pe marginea situației din audio-vizual și replica lui Pacoznoi. Evident, toată situația este una sfidătoare, inclusiv și atât noutatea că astăzi a fost penalizat Jurnal TV pentru critică. Deci, în normalitate, nu putem califica această situație. CCA-ul urma pe parcursul anilor să-și exercite atribuțiile. Ceea ce n-a făcut-o, unde-i critica? Orice, trebuie să ne închidem gurile, să nu vorbim absolut nimic. PDM-ul și CCA-ul este o vacă sfântă și nu este de atins. Dacă faci inexțiune tu ca politic, PDM-ul, și știi toată lumea că aparține Pocaznoi și este din gașca PDM-ului, care este supărarea? Faceți voi elitele politice așa ca să nu faceți inexțiuni în audiovizual, să protejați spațiul informațional. Într-adevăr, s-a reglementat foarte clar. Spațiul informațional urmează a fi protejat. Ori la noi spațiul informațional este absolut vulnerabil. Avem foarte multe carențe, dar atitudinea CCA-ului eu cred că aș califica-o și penal. Nu știu, urmează de văzut. Aș vrea să mă cheme și pe mine în CCA-ul, în judecată, fiindcă de fapt foarte multe ori mi-am permis să critic și cred eu că justificat. Să mă cheme în fața instanței de judecată să le aduc toate argumentele pe față. Eu nu știu, cred că s-a votat colegial, dar chiar nu le face față. Există, doamna Chisare, o diferență între ceea ce spune CCA-ul? Nu știu la ce exact s-au referit, dacă e să luăm după un alt dicționar ce înseamnă pentru ei, care este definiția pentru CCA a criticii. Dar critica, ca și un instrument al unui jurnalist, critica este un element a democrației. Tu, fiind autoritate publică, fiind funcționar public, îți asumi critica. Dacă nu vrei să fii criticat, îți exerciți eficient funcțiile. Altă soluție nu există. Critica este un element al democrației. N-ar fi fost critică, nu s-ar fi dezvoltat societatea, n-ar fi pus presiune asupra autorităților ca să se performeze. Doamna Chesăriu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Măsurarea acestei critici de către CCA, după măsurarea lor, nu înseamnă nimic altceva decât cenzură. Deci asta este o formă de cenzură, o încercare de a pune călușul în gură și de a spune domnilor de la Jurnal TV, nu mai criticați în continuare CCA-ul și pe stăpânul nostru, măria sa, sau cum îl mai zice lui, Plahotniuc. Deci șeful lor, care e vaca sfântă a Republicii Moldova. Asta este mesajul pe care îl transmite ăsta. Și cu cât ei vor face așa ceva, cu atât criticile vor fi mai dure, pentru că chestia asta irită societatea, irită jurnalistul, irită opinia publică, irită orice. Deci Jurnal TV, dacă ar fi de competența mea, trebuie să atace în judecată această neghiobie pe care o face CCA-ul lui Plahotniuc. Dacă Republica Moldova cumva va fi blocat, atunci va merge la CEDO și va câștiga 100%, pentru că critica oficialilor este permisă într-o măsură și într-un grad mai mare decât a unui muritor de rând. Deci
Fiecare. Ei sunt funcționari publici, ei sunt demnitari, ei fost aleși de parlament ăștia de acolo. Ei trebuie să-și facă datorie. Cum, domnule, să-și facă datorie dacă ei încalcă legea? Încalcă legea și aceasta este lucru demonstrat. Noi am demonstrat prin două hotărâri irevocabile ale Curții Supreme de Justiție că cei ce au mi-au blocat dreptul accesul la informații. I-am cerut informații de la radiodifuzor și nu mi-a dat. Am câștigat irevocabil la Curtea Supremă. Nici acum nu-mi dă informațiile care trebuie. Am câștigat în legătură cu drepturile de autor. Astăzi am câștigat în sectorul centru dreptul de a cere informații de la CCA despre modul în care au examinat sesizarea Apollo privind încălcarea articolului 66 referitor la frecvențele deținute de Plahotniuc și Lozovan. Pentru că ei dețin mai multe frecvențe decât le permite legea. Ei încalcă legea. Sigur, cum spune doamna Chesar, ei sunt pasibili de pedeapsă penală. Și eu nu vorbesc acum aiurea. Acești oameni vor sta pe banca acuzaților după când în Republica Moldova vom scăpa de această guvernare banditească. Domnule Năstase, cunoaștem cu toții această decizie a CCA prin care se spune că atât Dan Lozovanu cât și Plahotniuc nu dețin mai multe posturi de televiziune sau mai multe medii decât permite legea. Cu toate acestea, judecătoria centru a emis o altă decizie, judecătoarea Nadejda Mazur. Haideți să vedem ce spune doamna Mazur, după care revenim la discuție în platou. În ședință dedicată reprezentantul reclamant mandatat din ieri, care solicită administrarea probelor și anume a întregului set de acte care au stat la baza adoptării deciziilor contestate și a verificării faptului existenței sau inexistenței situației ce contravine legii în privința lui Plahotniuc și Lozovan, în special copiile licențelor de emisie a postorilor. Reprezentantul curătului și reprezentanții intervenenților accesorii nu au susținut cererea, sunt în cererea înaintată de materiale de dosarul instanța de judecată dispune. Se admite cererea de reclamare a probelor înaintate de către reclamant parțial, se obligă Consiliul Coordonator al Audiovizualului să prezinte actele care au stat la baza emiterii actelor contestate, inclusiv și copiile licențelor de emisie, certificatelor de înregistrare persoanelor juridice sau actelor de identitate persoanelor fizice, titulare a postului de televiziune Prime TV, Prime FM, Canal 3, 2 Plus, Maestro FM, Muz TV, Publica TV, Mit FM, Radio Stil, Radio Ala, TV Dixie, TV 6, Belt, Super TV, copiile certificatelor de înregistrare sau actelor de identitate persoanelor fizice ale fondatorilor persoanelor juridice, titulare ale acestor posturi. Am văzut care este decizia de astăzi a judecătoriei centru. Vedem și cunoaștem decizia anterioară a CCA-ului, sau mai bine zis, poziția CCA-ului. Până la urmă, când vom avea și noi, sau când vom cunoaște noi, jurnaliști, dar în întreaga societate civilă, cine sunt proprietarii sau cine sunt beneficiarii finali ai tuturor acestor medii din Republica Moldova? Așa bună oară cum putem vedea deschis în formă electronică chiar pe site-ul CNA, adică din România, din România, da. Consiliul Național al Audiovizualului, unde există documente întregi foarte bine arătându-se exact cine sunt proprietarii, cât și beneficiarii tuturor posturilor TV, etc. O propunere de întâmpinare. Iată, de exemplu, domnul Năstase este aici. Dânsul are o organizație foarte combativă. Chiar admir curajul care apără interesele presei să pregătească un proiect de lege. Și eu, în calitate de deputat, mă oblig să-l promovez în Parlament ca inițiativă legislativă. Da, în privința acestei propuneri, care vine, de fapt, și noi am promovat-o, dar hai să-i dăm o alură internațională. Doamna reprezentantul OSCE propune lucrul ăsta. Să-l fac. Hai să ne obligăm în foarte scurt timp să venim cu asemenea lege să o promovăm în Parlament. Va aproba, nu va aproba, nu știu, dar oricum se va testa iarăși interesul acolo. Eu sunt o persoană care am luptat foarte mult timp pentru libertatea presei și pentru dreptul, că am lucrat și în condițiile altui audiovizual. Mult mai agresiv, mult mai netot decât acesta care este azi. Asta este Floricică. Ăla era, îți rângea în față și tăia că, spune, interzice și tot. Da, acum au... Cel era cu nepușat, da, dar ăștia sunt... Pe timpul comuniștilor. Acum, sigur că, iată, și critica este să dezbută la televiziune, asemenea discuții, este un lucru bun. Și noi credem că, până la urmă, lucrurile se vor îndrepta. Dar, iarăși, în
măsura bunei cuvenințe și a bunei credințe, toată această critică trebuie să meargă. Este foarte bine că ea să fie combativă și bine orientată. Are șanse și, însă, un asemenea proiect să ajungă până în Parlament? Eu de aia spun, asemenea proiect trebuie să aibă loc, trebuie să fie prezent în Parlament, în primul rând. Eu mă oblig cu echipa mea de jurnaliști, voi încerca să colectez semnături de la alți deputați din alte partide. Sunt și în alte partide deputați care înțeleg acest lucru. Dar dacă noi vom face acest lucru, în continuare vom avea mass media concentrate în mâna unui singur om. Și de fapt trebuie să aduc aici, fiindcă să spun niște lucruri care de altfel se ascund. Pentru că până în 2010 sau 2011, nu mai țin minte când, codul audiovizual prevedea că un proprietar poate poseda doar două da. Frecvențe în aceeași... Da. Și a venit Corina Fusu, ea mi-a spus că este un proiect care îl dezvoltă prin Dorin Chertoacă, a venit cu asemenea proiect. Eu nu înțeleg Dorin Chertoacă în genere, ce are cu asemenea modificări la codul audiovizual și s-a permis ce avem astăzi. Asta în 2010 sau 2009. 2009. Asta a fost primul amendament la codul audiovizualului al Alianței. Eu m-am mirat și am protestat vin atunci în Uniunea Jurnaliștilor, am zis, dar de ce vă trebuie vouă asta? Care este interesul? Mă rog. Și acum pot înțelege niște lucruri, că văzând cum se fac lucrurile în politică, pe la spate și prin diferite interese. Am văzut lucrul care s-a produs acum este un lucru enorm. Ce s-a făcut prin această conjurație pe la spate care se face este atacul asupra lui Arhire cu difuzarea unei înregistrări, făcătură curată, da? În care dânsul este bănuit că ar fi fost ținta unei mite. Mita nu a ajuns la dânsul, dar despre dânsul se vorbește, pentru că el întâlnește și azi mi-a telefonat și mi-a spus că uite, m-am întâlnit cu un fost coleg și el mă, chiar domnul Arhiri, chiar lucrul ăsta, deși se discută că a fost făcătură, că domnul Arhiri nu știe nici cu ceafa ce s-a întâmplat. Absolut făcătură. Ce vedeți înseamnă mass media putere, că este tăvărit subiectul? Dar care mass media? Deci este tocmai mass media, aceia care au obținut dreptul de a deține 6 frecvențe. Despre cea, pentru că a fost primul amendament în 2006. Da. Trebuie să recunoaștem, este o mass media puternică, are atâtea canale de televiziune. Imediat toată o mare număr de lume este capturat sub această mass media. Sigur că juriștii au desființat tot acest scenariu, această fătură, pentru că nimeni, nicio instituție de drept nu efectuează flagrantul la începutul declanșării lui. Flagrantul se face la sfârșit, atunci când trebuia să prindă deputatul respectiv, pe un deputat, da? Cu intermediarul, da, care a dat banii. Asta trebuia făcut. Dar nu X care trebuia să-i dea lui Y, care Y trebuia să-i dea lui Z și Z care trebuia să-i dea lui A. Deci astea sunt niște minciuni, astea sunt niște show-uri pentru și a distrage... performanța a CNA-ului, că a prins un deputat. Da, și da, dacă faceți lucrul ăsta, îl faceți pe bune, nu îl faceți făcături. Asta e făcătură politică și nu este lucru al unei instituții serioase de stat. Acum, prin legătură telefonică directă cu noi, este domnul Valentin Dolganiuc, fost vicepremier. Domnule Dolganiuc, bună ziua! Bună ziua! Bună dimineața! Bună dimineața! Totul de a începe pentru Republica Moldova. Domnule Dolganiuc, vreau să vă întreb, pornind totuși de la declarațiile de ieri făcute de Dunia Mijatović, înaltul oficial OSCE pentru Libertatea Presei, care, într-o conferință de presă, a menționat faptul că Republica Moldova ar trebui să cunoască cine se află în spatele instituțiilor media și a vorbit despre libertatea presei și despre presa din Republica Moldova ca fiind una deloc roză, așa s-a exprimat dumneavoastră. Pe de altă parte, CCA-ul a sancționat astăzi Jurnal TV cu avertizare publică pentru critici la adresa CCA și PDM în perioada 10-20 ianuarie, atunci când a fost acel conflict în care Jurnal TV și alte posturi de televiziune au fost scoase din grila mai multor distribuitori de servicii. Părerea dumneavoastră, cum comentați aceste poziții ale CCA-ului în lumina totuși a unei voci din comunitatea internațională și mai ales cum este OSCE-ul? Comunitatea internațională s-a pronunțat nu numai acum, s-a pronunțat și atunci, dacă ne amintim ceea ce a zis ambasadorul Germaniei, ceea ce a spus reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova, dar într-un sistem în putrefacție altceva nu putem aștepta decât o reacție de a
să zicem așa, strangula, în primul rând, presa liberă, cea care a mai rămas. Acest regim, acest sistem nu se deosebește cu nimic de precedentul, adică Voronin în alte timpuri făcea exact același lucru pe care continuă să-l facă instituțiile de stat la momentul actual. Nu mai este astăzi un avantaj pentru Republica Moldova, așa cum se spunea, că în actuala guvernare presa este liberă. Se vede că încet, încet este strangulată sau dacă nu acceptă să fie cumpărată, cum ar fi, deci, atâtea instituții media care aparțin unuia sau două persoane. În caz contrar, atunci îi scoatem din grilă, le aplicăm amenzi și așa mai departe, îi ducem prin judecăți, ca până la urmă, ca să nu mai dorească nimeni, deci să spună adevărul și lucrurilor pe nume. Domnule Dolganiu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Pentru puțin, succes! Înainte de a continua discuția, vă propun să urmărim și o retrospectivă a cazurilor când CCA a discriminat Jurnal TV, așa cum nu-și dorește poate CCA-ul, cu tot cu probe. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a favorizat anumite radiodifuzori și a fost părtinitor în raport cu Jurnal TV încă de când ne-am lansat. Acest lucru este demonstrat și în deciziile irevocabile ale Curții Supreme de Justiție. Magistrații au stabilit că CCA-ul a promovat acțiuni anticoncurențiale și a favorizat posturile de televiziune care aparțin mogulilor Vladimir Plahotniuc și Dan Lozovanu, încălcând nestingherit legislația. Odată lansat pe piața mediatică, Jurnal TV a participat la majoritatea concursurilor de obținere a frecvențelor terestre, dar de fiecare dată acestea au fost câștigate de radiodifuzorii controlați de controversatul om de afaceri Vladimir Plahotniuc, dar și mogulul Dan Lozovan, despre care presa a scris că gestionează afacerile media ale familiei Lucinski. Cele două persoane dețin împreună 12 posturi de radio și de televiziune, majoritatea având acoperire națională. Astfel, este încălcat flagrant codul audiovizualului care prevede că o persoană fizică sau juridică, din țară sau străinătate, poate fi investitor sau acționar majoritar, direct sau indirect, la cel mult 2 radiodifuzori de diferite tipuri. Totodată, situația creată cu implicarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului a permis ca radiodifuzorii ce aparțin lui Plahotniuc și Lozovan să devină beneficiari importanți a mijloacelor financiare rezultate din difuzarea publicității, dictând inclusiv formarea prețului la publicitate. În timp ce Jurnal TV investește milioane în achiziționarea, dublarea și subtitrarea filmelor străine de calitate, precum și a desenelor animate, alte posturi de televiziune le piratează nestingherit fără a fi sancționate. Deși am atenționat de nenumărate ori CCA-ul că este încălcată legislația în vigoare și sunt create condiții anticoncurențiale, de fiecare dată membrii autorității audiovizuale au declarat că nu au pârghiile necesare pentru a lua măsuri. În consecință, Curtea Supremă de Justiție a emis mai multe decizii irevocabile prin care se constată că CCA-ul a promovat concurența neloială și a creat condiții privilegiate pentru unii radiodifuzori. Magistrații au stabilit că CCA a acordat neîntemeiat facilități posturilor de televiziune care nu s-au conformat prevederilor legale prin nesancționarea acestora. Ba mai mult, instanța superioară de judecată a confirmat că membrii CCA sunt obligați să sancționeze radiodifuzorii care piratează filme. O altă decizie a Curții Supreme de Justiție a constatat că acțiunile angajaților CCA de selectare doar a anumitor zile de monitorizare a postului Jurnal TV și nu în cadrul unei perioade continue, după cum s-a procedat în cazul altor posturi de televiziune concurente, demonstrează acțiuni discriminatorii. În aceste condiții, întreprinderea cu capital străin Jurnal de Chișinău Plus, titular a postului Jurnal TV, a solicitat achitarea unor prejudicii materiale de peste 2 milioane de lei și a solicitat demisia in corpore a membrilor CCA. Totodată, postul nostru de televiziune a cerut Parlamentului să-și retragă votul de încredere acordat acestora. Demersul a fost expediat și către Conducerea Republicii, Procuratura Generală, CNA, CNI, Delegația UE la Chișinău, dar și alte misiuni diplomatice. Anterior și directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu, a declarat că unele decizii ale CCA au conotație politică și că autoritatea audiovizuală are o atitudine selectivă față de radiodifuzori. Am să reamintesc aici ceea ce spunea domnul Pocaz. Noi, CCA-ul nu are atitudini preferențiale față de niciun radiodifuzor și CCA-ul are atitudini preferențiale doar față de radiodifuzorii care promovează produsul autohton. În lumina celor arătate, având în vedere și concursurile multiple de obținere a unei frecvențe terestre, dar și multe alte cazuri pe care le-ați putut vedea în acest reportaj, cum putem să înțelegem, sau mai bine zis, haideți să vedem când
CCA-ul va fi totuși o structură care să vegheze asupra libertății presei în Republica Moldova. Este un vis, înțeleg, domnule Săhărneanu. Nu este un vis, este o trudă, este un travaliu chiar. Noi ieșim dintr-un sistem și sistemul se dă greu la reformare. Nu uitați în ce mocirlă noi am fost anii de urmă. Pentru că peste tot vorbim că statul trebuie să facă statul. Dar statul cine sunt? Oamenii. Oamenii. Și legea, și CCA-ul are o lege în care se spune că este instituția autonomă și trebuie să apere interesul public. Dar cine execută această lege? Oamenii. Da? Cine fac propagandă? Cine apără mogulii? Tot oamenii, da? Până atunci, până nu să avem o societate care să participe cu întreaga forță la schimbarea de atitudine față de ceea ce faci tu în fiecare zi, nu o să avem asemenea rezultate. Sigur că trebuie următoarea componență a CCA, trebuie să promovăm oameni care sunt independenți din punct de vedere politic. Și aici trebuie, iarăși, la fel, depinde cât de puternică este societatea civilă, cât este ea la fel de independentă. Sunt multe lucruri legate între ele. Dar și aici ajungem la același lucru. Dacă depinde... e să analizăm astăzi componența CCA-ului și având în vedere că există foarte multe critici la adresa componenței CCA-ului, ar trebui poate prin prisma unei voințe politice să fie schimbată această structură sau nu? Sau există șanse de reabilitare? Ați ajuns la ceea ce este esențial, voința politică. Deci, dacă coborâm mai jos, voința politică pornește de la cultura politică, mai jos sunt interesele politice și așa mai departe. Toate sunt legate între ele. Cred că... De atâta există, mă iert, Vasile, când închei faza, de atâta există libertatea presiei astăzi, în forma în care este criticată, avan este criticată și pe merit este criticată, pentru că s-a făcut acest atac în privința capturării mass media. Eu cred că se va ajunge până la urmă ca această luptă, această cauză să aibă câștig până la urmă și interesul public va câștiga. Numai că trebuie, sigur că, să ridicăm și cultura politică, jurnaliștii să prindă, să pună la stâlpul infamiei corupții și în justiție și în jurnalism chiar și între oamenii politici și așa mai departe. Și cu timpul lucrurile se vor lămuri, se vor pune la locul lor. Dar sigur, asta este muncă în fiecare zi și travaliu mare, enorm din partea întregii societăți. Când Pucaznoi vorbește de faptul că sprijină costurile cu produs autohton, cel puțin minte, dacă nu induce opinia publică în eroare. Pentru că, de fapt, lider în promovarea produsului autohton este Jurnal TV, iar CCA împreună cu cabliștii, și noi avem informații foarte serioase de unde a pornit, cine anume au fost cei care au instigat la scoaterea din portofoliu a acestui post de televiziune. Deci toate aceste acțiuni ale CCA-ului denotă că ei de fapt nu sprijină posturile care au produs autohton, ei sprijină posturile care retransmit în Republica Moldova, care intoxică opinia publică, posturile pro-Putin, dacă vreți să le spunem așa, pentru că în ultimul timp s-a văzut foarte clar acest lucru și chiar aceste inițiative bune din Parlament nu au fost susținute, iar ei au toate pârghiile pentru a rezolva aceste lucruri. Pot obliga distribuitorii de servicii să scoată sau să introducă anumite posturi de televiziune în acest portofoliu. Și ei nu o fac. Asta e una la mână. Doi, a demonstrat instanța de judecată că ei sunt, deci ei atacă în mod deschis, premeditat, atacă un post de televiziune. Este o hotărâre irevocabilă a Curții Supreme. Deci acest lucru nu poate fi ascuns. Când vom scăpa de acest lucru? Atunci când vom avea un procuror general independent, atunci vom avea și un CCA independent. Vedeți care e problema? Atâta timp cât instituțiile statului, instituțiile de drept sunt captive și sunt la mâna oligarhului, acest CCA este protejat de aceste instituții de drept, nu face nimic altceva decât să-și servească în continuare stăpânul. Sper din toată inima ca după alegeri să vină la conducere
la conducerea Republicii Moldova, să vină o forță pro-europeană, anticrimă, care să decriminalizeze instituțiile captive ale statului și să facă ordine inclusiv în sectorul audiovizual. Eu vă mulțumesc, domnilor, pentru că ați participat în cadrul emisiunii. Doamnelor și domnilor, stați aproape de jurnal, pentru că în câteva clipe vom transmite în direct declarațiile făcute de președintele țării Nicolae Timofti și a președintelui României Traian Băsescu într-o întâlnire oficial comună pe care o fac chiar la această oră. Toate bune, noi ne revedem mâine la aceeași oră.